Moda, da, se schimbă. Uite, tu spuneai că e cald și ieși, să ieși în pantaloni scurți, dar observ acum vreo două săptămâni, erau minus nu știu câte grade. Bă, sunt unii, probabil aici e impactul filmelor britanice, filmelor americane, îi vezi în pantaloni scurți la minus nu știu câte grade. Așa că ca sfidare, nu știu, oricum e inconfortabil, nu știu ce vrea să demonstreze, că rezistă la frig, că e altfel decât ceilalți, nu. Știi care e problema? Îi vezi teste, uiți până oraș, tine, din ăștia, bun, pe vremuri le zicea hipster, avea barba până un cuib de barză, să putea amenaja în barba lui. Da, acum... Se extravagante, mă rog, să fie diferit. Nu știu, e și... Asemănător prin diferență, că se străduia atât de mult să fie diferit, că semăna unii cu alții, da? De le-a zis hipster, da? Ăștia, la fel, îi vezi iarna în ghete și pantaloni scurți. Nu, n-am sesizat neapărat chestia asta cu pantaloni scurți, dar pot să-mi zic o chestie drăguță. În orașe, în lume, vezi tu, lumea îmbrăcată gros, foarte rar o întâlnești. De ce? Pentru că chiar și oamenii obișnuiți merg cu metrou, merg cu autobuze, adică în realitate merg în multe spații relativ confortabile. Uite-te cum arată fotografii cu imagini din București în anii 50-60. Bă, nene, că nici nu-i vedeai pe aia. Erau ciudate, este oameni care fie îmbrăcați în ultimul hal. Știi că nici măcar nu cinematografice ce imaginile astea cu unii cu manta, cu șubă. Cu, doar la ruși, eventual, poți să ai imagini de-astea. Pe de altă parte, la țară, da, că acolo, iartă-mă, că bate crivățul, știi, deci nu e de joacă.